5 cu 56 de puncte poate încheia această stagiune pe locul 4 în funcție de ceea ce se va întâmpla în această etapă. A început partida. În acest minut 5 o minge în interiorul careului. Așadar încă o premisă pentru a ne aștepta la un meci spectaculos. O pasă pentru muntenegreanul Nicolici, sut în cross. Lovitură de la colțul terenului pentru pe locul secund, care duce în preliminarile Champions League, acolo unde Timișoara a mai fost prezentă în urmă cu două sezoane, vă aduceți aminte, când a eliminat-o pe Shakhtar Donetsk. Ca să ajungă la această minge, va fi totuși lovitură de la colțul terenului pentru echipa lui Dusan Uhrin Junior și este gol! Deschidere de scor pe stadionul Dan Păltinișanu din Timișoara. În minutul 14, Lukin îl învinge pentru prima dată pe Naumovski. Lovitură de la colțul terenului, executată perfect de Stefan Nicolici pe colțul scurt, iar Lukin s-a înălțat acolo și l-a învins pe Cristian Naumovski. Este 1-0, prieteni, pentru Poli Timișoara. Tameș. O pasă foarte bună de această dată cu exteriorul, Dorin Goga, doilea marcator al Timișoarei după Iani Zicu. 8 goluri a scris Goga. Stefan Nicolici, coautor la reușita lui Lukin. Sepsi, Dorin Goga, Iulian Tameș, 22 de metri. Alex Bourceanu și încearcă și el norocul teanu asupra lui Cișovski. Stefan Nicolici intră în careu. Nicolici! Ce ratare! În mod cernic, n-a fost deloc rea centrarea lui Alexe. Acolo nu se afla însă niciun coechipier al său. Dinamo recuperează mingea. Torje. Vine centrarea pentru Țucudean și este gol! Gol Dinamo! George Țucudean, fotbalist venit în Ștefan cel Mare de la rivala de moarte a Timișoarei, UTA, aduce liniștea în tribunele stadionului Dan Păltinișanu în acest minut 27. George Țucudean restabilește egalitatea. Centrare de excepție a lui Torje și o reluare pe măsură a lui George Țucudean. Suntem prieteni în minutul 27 și este 1-1. De golul lui Țucudean aproape că nu se mai aude nimic pe stadionul Timișorean. Dorin Goga! Naumovski pus în dificultate. Este alternativa lui Ioan Andone pentru postul de portar, un fotbalist de la echipa a doua. Giacari Giacone, o intrare tare acolo a lui Bourceanu. Lukin pentru Nicolici, preluare bună a muntenegreanului și pas a fost bună. Nicolici primește de la Tameș, gol! Stefan Nicolici duce scorul la 2-1 pentru Poli Timișoara în această după-amiază. Apărarea lui Dinamo făcută șahmat de combinația Tameș-Nicolici. Are 20 de ani și 1,93 m, este muntenegrean și a venit în septembrie de la echipa belgiană Lierz, Stefan Nicolici. Coautor la prima reușită semnată de Lukin și marcatorul golului cu numărul 2 pentru Poli Timișoara. I-a strecurat
mingea printre picioare lui Cristian Naumovski. Tameș cu această pasă și-a spălat toate păcatele de până acum. Vă spuneam pe parcursul acesta. Dănciulescu, Cătălin Munteanu, șut expediat de șeptarul dinamovist pentru Poli Timișoara. Bourceanu, preluare bună pe piept, l-a driblat pe Giacari Giacone. Nicolici, pe culoar pentru Dorin Goga. Colegii noștri nu se află la camere în acest moment. Nu vreau să fac alte comentarii, dar un lucru e cert, nu cred că ar trebui. Bourceanu a plecat din zid, Torje deviază zidul. Va fi promovat de Gică Hagi, antrenorul de-al Tulci al Bărățerilor. O centrare la colțul scurt pentru Giacari Giacone. I-a agățat acolo piciorul Ovidiu Burcă, careului timișorean. Se dau adevărate lupte acolo, o minge scoasă pentru șutul lui Cătălin Munteanu, care nu aduce nimic pentru Dinamo. Giacari Giacone trimite această minge pentru Torje. Ne aflăm în minutul 54. Gazdele păstrează avantaj minim pe tabelă, 2-1. Scor stabilit meci din Cupa UEFA disputat pe stadionul Giulești împotriva Rapidului. Atunci Uhrin se afla pe banca cehilor de la Mlada Boleslav. Și este 3-1 pentru Poli Timișoara. Cine altul decât Ștefan Nicolici, care a profitat de naivitatea fundașilor dinamoviști la 3-1 în acest minut 59. Iată golul al doilea marcat de muntenegrean în poarta lui Naumovski. Rubio și Dragoș Grigore inocenți în acea... Cătălin Munteanu de la 25 de metri îl încearcă pe Costel Pantilimon, ducă din primul minut pe jucătorul spaniol. Iulian Tameș pentru Nicoliș, din nou Tameș pe culoare, Iatevici! Iată șutul lui Iniate. Principalul urmăritor, Eric de Oliveira, ar trebui să înscrie în această etapă de 3 ori ca să legaleze pe Iani Zicu. Ștefan Nicolici, o nouă posibilitate pentru Poli Timișoara, 4-1! Ce gol a reușit Ignatevici! Spectacol total făcut de alb violeți! Super gol reușit de Nicola Ignatevici în acest minut 78. Său Ștefan Nicolici pe tot terenul. Cred că a fost cel mai frumos gol al acestei după-amiezi. Cel marcat în minutul 70 prin astfel de execuții. Din nou Torje, s-a zbătut foarte mult. Este și un meci al orgolilor pentru Torje. Bacai nu obține lovitura de la 11 metri. Mai mult decât atât, Ovidiu Hațegan îi acordă cartul. Greu, greu de spus, plin de fair play între Cosmin Moț și Marian Cișovski. Tuturor celor care poartă numele sfinților Constantin și Elena, final de meci, final de sezon intern pe stadionul Dan Păltinișanu, o victorie categorică administrată rivalei Dinamo, 4-1, Luchin, Nicolici de două ori și Miatevici, eroii bănățenilor, golul de onoare al Câinilor Roșii înscris de Țucudean.